În față, aici așa, domnul. Lăsați că oricum aude tot Dorohoiu. Deci, primarul din Dorohoi nu e ca primarul din Timișoara. E un bun român. E un român adevărat care înțelege ospitalitatea, chiar dacă suntem din formațiuni. Veniți aici, domnul. Hai, mă, nene, că eu am microfon în mine. Spuneam așa. Ne așteptați 3 minute, ieșim. Da, da. Îi dați Dumnezeu sănătate. De unde e mama? Mama este din Dorohoi, este... De aici din Dorohoi. Da, da, noi ne-am mutat aici. Ne-am un guraică din Dorohoi, cam rar mai... Corect. Haideți aici la o poză de grup. În continuare, oamenii adevărați care își fac treaba, sunt înjurați în stânga și dreapta, dar să știți de la mine că eu am vorbit cu reprezentanți de la ei, n-au salariile. Haideți mai în spate, vă rog. Care se emite în presă că le au. Și stau și în plic și stau și suntem toți nebuni. Și altă vără mai trebuie să fie mai compact. Cum e vei? Mai adun acolo? La președinte, la domnul primar, să salutăm ca cei frumos în intri într-o oraș, într-o localitate. Salut! Bine v-am găsit! E foarte frumos! Primar harnic! Foarte muncitor! Foarte serios și însăritor! Întotdeauna ajută. Mulțumesc de apreciere. Avem o speț aici de la doamna vicepreședinte de la noi. Dar le discutăm dacă mai multe să... Sigur, mulțumim. Vreau să zic, poftim, asta este sala. Foarte frumos. Sala de consiliu. Mi-a aduce aminte de primăria din... Și din Buzău. Foarte... clas loc. Asta n-a fost un special în Franța, asta e investiție. Așa mai ești, asta e... fratele meu! Dar bazinul îl faceți olimpic? Că e didactic, dar dimensiuni se poate funcționa și... Probleme? Da. Dar e în... Felicitări! E în funcționare. Unde... În jurac se copie asta. Asta e o investiție pe care vreți să o puneți pe, pe CNI sau pe... Pe cine e? Că am vorbit cu domnul ministru, cu faci domnul Cancar. Cu domnul Budăi? Nu, cu domnul Budăi, cu domnul Cechi. Cechi și a fost la mine ajută? Da. A promis că vă ajută? Da. O să... Așa ca dumneavoastră bărbătesc, dar acum n-aș vrea zis primare, îți ajut cu investiția asta. O facem, da? Da. Ai documentația aprobată. Ce investitor? Dorohoi. Deci de aici, de localitate. Din localitate. Eu sunt un pic mai bun. Foarte bine, așa. Și se întâmplă, capitalul care e din zonă are tendinții de a rămâne. Da. Să lucreze cu familia, cu copii și au tendinții de a prinde rădăcini și cresc mai bine, mai frumos. E peste tot... De viitor. Domnul primar, avem o problemă... Ai, da? Eu ne mă știu. Dar la asta ai fost, dar nu e potrebuie. Vreau să te spune așa, dar acolo. Domnul primar, mulțumim foarte mult că ne-ați primit așa cum ne-ați primit. Sunteți și punctual, domnule. Vreau să venim pe la 10 la... A venit domnul Simeon, bine? Dar am făcut niște amendamente acum la buget. Suntem în opoziție, dar o să fim și la putere în viitor. Și rolul nostru ca autorități centrale locale este să facem bine pentru oameni. Din păcate, evident, cu Botoșani a fost vitregit de-a lungul vremii și a fost ocolit, fiind considerat județ de graniță, de margine, fără infrastructură. Și prea curt. Dar doar cei care nu cunosc istoria adevărată a României pot considera că județul Botoșani e un județ de graniță.